Bună seara și bine ați revenit cu drag la propunerea cu... Bă, dacă și acum ai cu drag, așa, să și ție jenă spui că cu drag acolo. Da. Cu drag de la sufocat. Da. Uite, ți-a trecut, nu așa? Da, așa, dar, dragilor, starea de, de bine, de bine i-a cuprins pe ei acum la sfârșitul semestrului și sunt nebunii să facă încă matematică. Da. Da. Adevărat. Mergem pe primul. 4 radical din 12. 4 radical din 12. Minus 3. Ce problemă e asta? 13 la pagina 50. 13 la pagina 50. A. 4 radical din 12, minus 3 radical din 27, da, într-o paranteză rotundă, da, împărțit la minus radical din 3. Egal cu. Nici n-aș fi putut scrie altfel. Da, și împărțit și minus. Trebuie făcut clar precizarea. Nu le poți lăsa semnul este unul după altul. Împărțit minus. Așa? Împărțit la minus. Aia, da, Adi, te rog să mă ajuți aici. Cum pe 12 și pe 27 să scriem pe 12 ca fiind 2 la 2 ori 3. Foarte și pe bine. 27 ca fiind 3 la 2 ori 3. Excelent. Deci egal mai departe, vorbește. Egal cu 4 radical din 2 la 2 ori 3. Da, ori 3, da. Bine. Minus 3 radical din 3 la 2 ori 3. Corect. Tot într-o paranteză. Da, împărțit la minus 3, minus radical din 3. Egal mai departe cu? 16 radical din 3. Nu. Adi, radical din fiecare ar fi, nu? 2 ăsta, dacă zicem radical din 4, e 2. Da. Altfel spus, 2 ăsta scapă de radical. Da, și rămâne radical din 3. Și rămâne radical din 3. Da, cât în față? Și 4 ori cât vine? 4 ori 2. 2. Da, 8. Ori 4, ai înțeles? Tu ai zis 16. 16. Tu ai zis 16 din ce motiv? Exact. Că la 2. L-ai văzut pe 2 la 2, dar când 2 la 2, când el iese o față, scapă de radical. Exact. E foarte fericit, dar exponentul s-a înjumătățit. Dacă ar fi fost 6, dacă ar fi fost 2 la 6, ar fi rămas, ar fi apărut în față 2 la 3. Deci se înjumătățește, în partea la 2. Că indice radicalul e 2 acolo, când se spune. Așadar, 8 zicem, radical din 3. 8 radical din 3. Minus 9 radical din 3. Excelent! 9 radical din 3. Și văzut că iese ăsta, 3 ori 3 face 9, 9 radical din 3 în paranteză, totul de împărțit la minus radical din 3. Da, și ne dă minus 1 radical din 3. Deci minus radical din 3. Împărțit la minus radical din 3. Hai, acum să vedem semnul. Păi cum? Și e o problemă simplu. Minus, minus, cu minus la împărțire, ca și la mulțire? Plus. Plus, mă, ce mai stăm de gânduri? Deci face 1. Plus 1. Plus 1. Da. Acum Tudor, domnul profesor? Da, da, Tudor. Tudor. 10 radical din 5. 10 radical din 5. Minus 15 radical din 45. Radical din 45. Da, într-o paranteză, împărțit la minus 5 radical din 5. Minus 5 radical din 5. Egal cu 10 radical din 5. Radical din 5. Spoiem, da? Minus 15 radical din 40 putem scrie ca 5 la puterea a doua. Cât ori cât fac 45? 95. 95. Adică 3 la a doua. 3 la a doua ori 5. 3 la a doua ori 5. Corect. Da? 3 la a doua ori 5. Da. Nu 5 la a doua. 3 la a doua. 5 la a doua ori 3, 25. Tot într-o paranteză. Împărțit la? Împărțit la minus 5, radical din 5. Egal mai departe. Egal mai departe cu 10 radical din 5. Da. Minus 15. 5 par 3, adică 45 radical din 5. Tot în paranteză, împărțit la, împărțit la minus 5 radical din 5. Din 5. Și este egal cu 10
minus 35 radical din 5 împărțit la minus 5 radical din 5. Și vine egal cu minus cu minus plus și vine egal cu 6 radical din 5. 7? A, 7 radical din 5. 7 puncte, radical din 5, radical din 5 sunt plicite. Adică 35 de astea împărțit la 5? 7. 7 curat. 7 fără nicio virgulă, da? 7 puncte. Puneți una sub alta, așa e mai ușor dacă... Și așa, dar da. Tot ăsta împărțit la ăsta, e clar, radical din 5 și radical din 5 împărțiți. Da. În măsură, da? Anca, domn profesor. Anca, te rog. 2 radical din 2, ori radical din 5, da. Minus 3 radical din 5, ori radical din 2, plus 6 radical din 70, împărțit la 3 radical din 6. Numai asta? Sau da. Totul? Nu, nimic. Doar acum, asta. Împărțit la, da, fără nicio paranteză. Împărțit la? 3 radical din 7. Doar ăsta l-a pus într-o paranteză, dar... N-are rost. N-are rost, asta zic și eu. Da. Adică e 2 radical din 5 ori... Băi, Anca! Pe 70 cum ar putea scrie? Ori 10. Ori 10. Da? Și radical din fiecare. Da. Deci vine 6 radical din 7, ori radical din 10, împărțit la 3 radical din 7. De 6 radical din 7, radical din 10, împărțit la 3 radical din 7, egal cu? 2 radical din 10. 1 radical din 10. Nu cred că e bine. Vei face? Mie mi-a dat 2 radical din 10. Așteaptă puțin. Pic. Asta se scapă ea. E așa, că se reduc ăștia. 2 radical minus 3. Minus radical din 10. Bravo, mă! Minus radical din 10, vezi că poți. Vezi, Anca, bravo! Minus radical din 10. Da, și acolo, la împărțirea aia? Plus, acum. Întâi, încă 6 împărțit la 3. 6 împărțit la 3. 2. 2. Radical 7, radical 7. Se duce. Se reduc. Da. Și rămâne radical din 10. 2 radical din 10. 2 radical din 10. Da. Plus 2 radical din 10. Și egal cu, ia să-i. Minus 1 radical din 10 cu 2 radical din 10. Câtă? Doar radical din 10. Un singur. Radical din 10. Radical. Hai, ridicem-o totodată așa. Păi am scris acolo 2 minus 3, am zis că e minus 1 radical din 10. Dar minus 1 radical din 10. Și eu nu am zis așa. Minus radical din 10. Minus 1 nu l-am mai scris. Da. E de prisos. Minus radical din 10. Da? Da. Bun. Miru. S-a venit rândul. Pe rândul, profesor, fac, da? Da. O să-i 2 radical din 2. O să-i de... Da. 2 radical din 2. Ori radical din 3. Da. Minus 5 radical din 6. Ori 2, plus 16 radical din 12. 2 în afară sau... Ori 2 în afară, da. Da. Plus 16 radical din 12, împărțit la 8 radical din 2. Perfect. Ați înțeles de ce zice, da? Da. 2 radical din 6. Minus 5 radical, minus 10 ori radical din 6. 10 radical din 6. Plus 2 ori radical, plus 2 ori radical de 24. 2 radical din 20. Plus 2 radical din 6. Corect. Adică... Deci împărțat. Da. Cum să scriu aici? Încă nu mai fost. Radical din 2 ori radical din 6. 16 împărțit la 8. E 2. 2, bun. Da. Ori radical din 12 împărțit la radical din 2. Adică? Foarte bine, radical din 6. Foarte bine. Atenție cum a făcut. A părțit partea numerică, adică cea care e fără radical 16 împărțit la 8,
ea poate fi văzută și așa, ca să vă vină mărișor, 16 radical din 12, supra 8 radical din 2, da? Dacă vă vine mai bine, dar ea a gândit foarte, foarte bine. 16 împărțit la 8, deci face 2, iar pe radical din numărător, pe radical supra radical din numitor, putem scrie o singur radical din 12 pe 2. Și 12 împărțit la 2 face 6, deci vine 2 radical de 6. Mult mai rapid l-a văzut în felul care nu v-a și pronunțat. 16 împărțit la 8 face 2 și 12 împărțit la 2 face 6, deci 2 radical de 6 și egal mai departe cu... 2 radical din 6 minus 10 radical din 6 e minus 8 radical din 6. Dar nu mai zi ori. 10 radical din 6. Da, 8 radical minus 8 radical din 6 plus 2 radical din 6 e cu minus 6 radical din 6. Corect. Minus 6 radical din 6. Mai rapid. Ăștia 2 fac 4. Exact. Minus pozitiv 10. Și minus 10. 4 minus 10 minus 6 radical 6. Care a fost capcana? Deci hai să ne uităm un pic dacă... Puteți să spuneți, eu aici n-aș fi fost sigur. Așa discuția vreau să acolo, portăm. La minus 5 radical din 6 ori 2. Acolo adică... ați fi zis 5 radical din 12. Asta vreau să fiu, asta vreau să spuneți. Da, adică, aici așa ai fi gândit, da? Da? Autorul ăsta e chiar capcana asta. Da, și tu la fel, Anca? Păi da? Îl băgați pe 2 subradical voi? Păi l-ați băgat? Da. Aici a fost ponta. Deci autorul, de aia am insistat eu, 2 îl bag sub radical, a zis nu, până aici. El lasă pe 2, puteați fost drăguți să-l fi pus pe 2 la început. Corect. Bine, și da. El atunci ar fi zis radical din 12, domn profesor? Nici așa, a fost grav și grav? Atunci. Deci când, dacă îl băgai pe 2 sub radical, trebuia să fie 4. Să-l bagi 4, nu 2. 4. 4. El a zis radical din 12, domn profesor. Asta e grav, două greșele ai făcut. Exact. O dată greșeala că... L-ai fi surprins pe 2 sub radical, da. Și a doua îl băgai așa, ca și cum întindu-o leacă, exact. Umbreluța. Da. Și da. Tocmai ce ați întrebat, adică... Tocmai, eu am insistat foarte exact. Mult. De-aia m-am întors acum și am zis, hai să vedem capcanele. Și fiți cinstiți? Da, asta e. Asta, aici a fost foarte bine. Foarte bine, pentru că voi ați făcut un bine, nu numai vouă v-ați făcut un bine, ci și tuturor celor care ne privesc. Filmele să se înregistrează, da? Discuția, dacă o putem așa, cinstit, corect, fără să acoperim greșelile, înseamnă că își atinge scopul și cei care fac greșelile nu ne vor mai face, pentru că noi le punctăm acum. Nu se poate face așa. Da? Acum cu ei, nu Adila. Adila. Acum vă zic, radical din 21 împărțit la radical din 7. 21 împărțit la radical din 7. Minus 5 radical din 15 împărțit la radical din 5. Plus 3 ori 2 radical din 3. 3 ori 2 radical din 3. Hai, aduce-o. Atât? Da. Păi radical din 3. Perfect. Minus 5 radical din 3. Radical din 3, excelent. Da, plus? Plus 6 radical din 3. Bravo. Egal cu minus 2 radical din 3. De unde ai zis minus 2? Nu. De unde minus 2? Minus 4 radical din 3. Așa. Da. Așa, da. Minus 4 radical din 3 și cu 6. Plus 6 radical din 3, egal cu... 2 radical din 3. Bravo. Bine. Bravo. Cu dor. Da. 3 radical din 35 împărțit la radical din 5 minus 9 radical din 21 împărțit la 3 radical din 3 plus 2 ori 4 radical din 2. Și este egal cu 3 radical din 5, din 7. 3 radical din 7, 7. Bun. Minus 9 împărțit la 3. 3 radical din 7. Bine. Plus 8 radical din 2. 8 radical din 2. Este egal cu 8 radical din 2. 8 radical din 2.
Uite, n-are de sus, vă pare rău. Da, ca să Anguța. Merge treaba foarte bine. O paranteză rotundă, domn profesor. 18 radical din 2, minus 24 radical din 3. Închideți paranteza, împărțit la 6, plus 3 ori, deschideți o altă paranteză, 2 radical din 3, minus 3 radical din 2. Păi Ancuța, las-o pe ea. Să vedem Anca, dacă nu Anca nu are, atunci da. Eu să liniște pe cineva, da? Da. Anca, ce te necărește? Ce nu ți-e clar aici? Dă, pronunță-te. Dă și tu o idee, nu? Paranteza aia, cred că nu știe, că e radical din 2 și radical din 3, nu Ancuța? Aici nu poți opera, că nu s-a asemenea. Nu poți, rămâne așa. Da, e împărțit la 6. Păi, nu. Un pic. Deci, luăm primul termen și îl împărțim la 6, la fel și cu al doilea. Asta e. Interesant, da. Cum se mulțește la distributivitate exact. Și la împărțire, da. La fel. Ați înțeles? Da? Da. Bun. Zi-a cu ta, acum tu. Face cât. 18 împărțit la 6. La 18, 3. 3 radical din 2. Pui și radicalul din 2, că la nu se împarte. Că el însoțește tot timpul. Minus. Minus, semnul din paranteză. Și acum și pe 24 în partea așa. Minus 4 radical. 4 radical. Așa. Cred că am putea înțeles. Da. Am înțeles. Da? Am înțeles, deci 18 radical împărțit la 6 fac 3 și 24 radical din împărțit la 6 fac 4. Plus. Și acum la fel la mulțire, Ancuța, cu fiecare, da? Da. Plus. 6 radical. Așa. 3. 3. 9 radical din 2. Corect. Așa și egal. Acum, pe ce e asemenea, nu, domn profesor? Da. Și... 3 minus... Ai 3 radical din 2 minus 9 radical din 2. Cât fac? Minus 6. Bravo. Minus 6 bravo. Radical din 2. Bravo, am învățat. Am învățat. 10 plus 10... Atenție, atenție. Ia uite-te, minus 4, unui plus 6. Minus 2... 6 e mai mare. Plus 2. Că e mai mare asta. Și are plus. I-am scris cu mine. A, fă-l plus 2, radical din 3, da? Și cât rămâne? Atât. Atât, așa în gheață. Că nu, unul e radical din 2, altul e radical din 3. Exact. Nu se cunosc între ei. Corect, nu sunt prieteni. Nu sunt prieteni. N-au nimic în comun. Miruna, 9 radical din 5, minus 3 radical din 3, într-o paranteză, domn profesor, împărțit la minus 3, într-o paranteză, plus 2 ori, deschideți o altă paranteză, radical din 5, minus 4, radical din 3. Da, egal cu minus 3 ori radical din 5. Iar nu știu asta cu ori, domn profesor. Minus 3 radical din 5, las pentru început. O să ne obișnuim, și ea se obișnuiește, da, minus 3 radical din 5. Plus radical din 3. Plus radical din 3, foarte bine. Da? Plus 2 radical din 5. Da. Minus 8 radical din 3. Da. Este egal cu minus 3 radical din 5 plus 2 radical din 5 e minus 1 radical din 5. Adică radical din 5. Din 5. Da. Plus 3 egal din 3, minus 8 radical din 3, minus 7 radical din 3. Minus 7 radical din 3, fără greșeală. Foarte bine, fără greșeală. Capcane, capcane, da. Hai să vedem. Adi, adi. Acolo, la minus 3 radical din 3, împărțit la minus 3. Da. Acolo. Da. Am uitat că e ăla, că ori. Și autorul. Deci, autorul este șmecher și vrea să vadă. Dacă voi înțelegeți că plus pe minus e minus, minus pe minus e plus. Corect. La mulțire ca la împărțire, da? Asta a fost capcana. Iar încoace se mulțească, e o treabă simplă, pe fiecare în parte, și până reducerea termenului asemenea. Da, da. Reducerea termenului asemenea, da? Asta a fost. 15 de la pagina 51. Da. Trebuie să vedem cine e la rând. Eu. Da. A.
radical din 3, totul la a doua. Wow. Egal cu 3. Simplu. Bravo. Bravo. Era și greu. Radical din 3. Cel mai greu exercițiu. Radical din 3, totul la a doua. Adică, practic, tu trebuia să, ca să explici tuturor, spui așa. Da, trebuia să zic radical din 3 la a doua. Ori radical din 3. Da. Asta înseamnă la a doua. Da, radical din 3 ori radical din 9, care e egal cu 3. Egal cu 3. Asta. Dar tu ai fost deodată și ai spus, domnule, stai o clipă. Da, dar ce? Îl extrag și pe unul ridic. Deci, asta e. Minus radical din 2, eu. Totul la a doua, adică rog frumos, Tudor. Păi dacă avem minus la putere pară, este egal cu 2. Da. Este plus, da, și deci rămâne 2. Final este 2. Da. Ancuța, 3 radical din 2, totul la a doua. Ori 3 radical din 2. Se repet, da? Deci 3 radical din 2, ori, încă o dată, 3 radical din 2. 3 ori 3, 9. Radical din 2, radical din 2 face... Radical din 4, care face 2. 2, da. 9 ori 2, 18. Cine n-a înțeles? Aici puteam face 2 la 2 ori, adică din 2. Normal! Da. Deci asta era mult mai... Așa trebuie făcut. Deci, haideți să înțelegem. 3 radical din 2, anca. Tot la 2. Adică un produs la o putere, adică înseamnă să fie fiecare la cea putere. Egal cu 3 la 2. 3 la 2, radical din 2 la 2, 2, da. 3 la 2, ori radical din 2, totul la a doua, care înseamnă 9 ori 2. Și egal cu 18. Sigur că așa, așa trebuie făcut. Minus 2 radical din 2, totul la a doua. Minus 2 radical din 2. Totul la a doua. Totul la a doua. Da, dar Miruna. Egal cu minus 2 la puterea a doua, ori radical din 2 la a doua și egal cu 4, că minus radical din 2 la a doua. Da. Minus 2 la puterea 2 la a doua, adică 4, ori 2, egal cu 8. 4, 2, egal cu 8. Următor, care-i? Pune-o un negreșitor. Pune-o un negreșitor, da? Da. Minus 2 la a, minus 2 radical din 3, minus 2, un pic să vă dați, minus 2 radical din 3, totul la a treia. Deci minus 2 la a treia. Minus 2 la a treia, foarte bine. Totul la a treia. Radical din 3 la a treia. Radical din 3 la a treia. Și mă, da, facem egal cu, egal cu minus 2. Minus 2 la a treia, care e minus 8. Foarte minus bine, 8. Minus 8. Adică minus 8. Din 3 la 2 ori 3. Nu, sau da. Radical... Ăla e la a treia, domnul. Da, da. Și radical din 27. Așa. Adică radical din 3 la 2 ori 3. Adică 3 minus 8, din minus 8, 3. Radical din 3 la a 2 ori 3. Ori 3. Da. Și 3 la a doua scapă de zăsul, da, radical. Da, deci 3 radical din 3. Minus 8 ori 3 radical din 3. Minus 8 ori 3 radical din 3. Minus 4 radical din 3. Minus 24 radical din 3. Mai privim la asta, că a fost interesant, nu? Mai privim încă o dată la el. Acum vă dădeam și eu tot cu a treia, domnule. Da? Tot la a treia. Am intuit. Același exercițiu? Nu, alt. La a treia. Fiecare la a treia. Și minusul la puterii impară este minus, nu? Da. Dacă ar fi fost la a doua, la a patra, la a șasea, ar fi plus. Așa. Și de aici încolo, radical din 3, totul la a treia, 27, ai zis? Eu aș fi zis 3 la a treia deodată. Da. Să nu zic 27, ca să mă fi 9 ori 27, 9 ori 3. Deci a fost peste mână. A fost peste mână. Deci, practic, 3 la a treia, 3 la a doua ori 3. Da? 3 la a doua ori 3. Și, iată, a ieșit foarte bine. Minus radical din 2, totul la a treia. Minus 2? Nu, radical. Minus radical din 2. Minus radical din 2, totul la a treia. Și minus. Și minus. Da, și da, minus era. Da. Tudor. Este egal cu minus
Minus... Minus radical din 2 la puterea 2, radical din 2. Adică minus 2 radical din 2 la 3, acolo ușor, da? Așa. Minus radical. Minusul la 3 face minus, l-am pus în față. Radical din 2 la 3, iar 2 la 3 îl scriem ca fiind 2 la 2 ori. Deci minus radical din, vorbește... Minus radical din 2 la 2 ori 3. Ori 2. Da. Și este egal cu... 2 ăsta scapă. 2 ăla iese din radical. 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. What? Da. De ce what? N-ai înțeles? Mie mi-a dat minus 8. Hai să vedem. Lăsați, nici tu doar n-a înțeles. Nu prea. Da, asta. Mi-a dat minus 8. Insistăm. E 2 la 3 și am zis că e 8. Păi da, măi, 2 la, dar e radical din 2 la 3. A, radical din... Păi, atenție, minusul la 3 este minus... Aici e urmărit, bine așa? Dacă nu, insistem încă o dată. Eu pot să spun așa, minus radical din 2 totul la 3 a Tudorei egal cu minus 1 ori radical din 2 totul la 3 a, pot să spun așa. Da. Și acum, egal cu minus 1 totul la 3 a ori radical din 2 totul la 3 a. Da. Bine? Da, da. Da? Egal mai departe cu... Minus 1 la 3 înseamnă minus 1 ori minus 1 ori minus 1 ori 3 ori face minus. Deci rămâne minus 1 ori radical din 2 la 3 înseamnă radical din 2 la 3. Adică radical un radical obțin înseamnă radical pe cea de. Da. E subradical. Și acum 2 la 3 știi că e 8. 2 la 3 știi că e 8, fie că scriu așa, fie că scriu minus 1 ori radical din 2 la 2 ori 2, că 2 la 3, 2 la 2 ori 2. Și este egal cu minus 2 ori 2. Minus, scapul ăsta de radical, minus 2 radical din 2. Așa, zi. Dacă făceam minus radical din 2 la 2. Da. Minus radical din 2 la 2. Foarte bine, iată, iar o altă idee. Mi se pare mult mai tare. Atenție ce face. Minus radical din 2 totul la 3. Da. Miruna zice că e egal cu minus radical din 2 totul la 2 ori minus radical din 2. Ce? Nu are voie să scrie da, așa? Da, da, e foarte corect. E egal cu radical din 2 la 2. Și ăla cât dă? Ăsta minusul la... 2 radical din 2. Nu, ăla cât dă? Ăla dă... Primul, cât dă? 2. Da. Păi minus, bâlbâi, 2 dacă nu, ești. Nu. O zici bine, haide să o lăsăm ușor. Nu, atenție multă. Nu putem vine așa dur. Lăsăm ușor, în pași lenți. Deci, ea a zis bine că minus... De ce să nu exploatăm ideea asta frumoasă? La care eu pe moment nu m-am gândit. Deci, a zis, la a treia n-aș putea zice totul la a doua oră încă o dată asta? Și sigur că da. Și asta la a doua, acum gândim, minusul la a doua face plus. Și radical din 2 la 2 este... Cât faci? 2. Corect. Capăt de radical 2. Și atunci face egal mai departe cu 2 ăsta care l-am ținut în față, ori minus radical din 2. Și înmulțim la 2 ori minus 1. Da, mai ușor așa? Da. Sigur că mai ușor. Respectăm ideea. Deci ori de câte ori apare idei, iată, îndrăzniți, și veniți cu idei, pentru că numai așa îmbogățim discuția. Da? Minus radical din 2 la 3. Minus radical din 2 la 3. Numai radical din 2. Și la 3. Radical. Nu. Radical din 2 la 3. La 3, așa. 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 Adică 3 ăla e radical 2 la 3. Da, deci 3 ăsta nu se mai adresează și minusul. Nu. Că nu e în paranteză cu tot cu minus. Aici e panta. Deci 3 ăsta nu se mai adresează și lui minus. Minus. Deci minusul rămâne. Din 2 la 3. Da, corect. 2 la 2 ori 2. 2 la 2 ori 2. Deci egal cu minus radical din 2 la 2. Și minus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Mai dau eu una. Vreau să vedem cât face minus radical din 2 totul la 5. Minus radical din 2 totul la 5.
Bucram. Anca? Minus radical din 2 la a 4. Foarte bine, minus 2 e frate ideal, da. Minus radical din 2 totul la a 4, i-a plăcut mai mult asta, ori minus radical din 2. Minus radical din 2. Da. Și avem un acolo cu plus. Așa, se va fi cu plus aici, nu în cap de discuții. Și cât e ăla? Radical din 2 la a 4? Radical din 2 la a 2-a. Ușor, găsesc că așa se discuții când o purtați, ea este deconectată. Și eu, nici eu nu mă pot concentra, că zic, câteodată. Ea acum caută să furi, să vadă ce și cum. Dar, atenție, Anca. 2 la a 4. Nu? 2 la a 4. Putem zice radical din 2 la a 4. Hai zicem radical din 2 la a 4, ori minus radical din 2. Și acum, radical din 2 la 4, când indicele este așa, știm bine că se înjumătățește. Bine, 2 la a 2. Da, și îl scriem... 2 la a 2 e 4. Da? Deci egal cu 4 ori minus radical din 2. Adică minus 4 radical din 2. Așa s-a spus, așa v-a dat, nu? Da. Nu ți-a dat așa? Cum ți-a dat? Minus radical din 2 la 4 ori minus radical din 2. Da. Adică până aici suntem, da, pe aceeași, da. Adică mai departe. Radical din 2 la 4 ori minus radical din 2. Da. Uite așa, așa avem și noi. Da. Da. Deci egal cu radical din 2 la 4 ori 2. Deci ori 2. Și minus în față. Și minus în față, dar radical din 2 la 4 cât e? 2 la 2. 2 la 2. A 2. Da. Patru la doi. Când se înmătățește exponentul. Da. Și scăpăm de radicală. Deci mai 2 la 4. 2 la 4 cât este? 4. 2 la 2. 2 la 2, da. 4. 4 ori minus radical din 2, deci minus 4 radical din 2. Da, și tu la fel. Dar nu era corect. Cum? Radical din 2 la 4, radical din 2 la 4, 2 minus 2, 2 la 5. Ah, da, tu te-ai întors înapoi. Minus radical din 2 la 5. Da. Da. Deci, a făcut așa. Rota. Minus la 5 face minus. Face minus radical din 2 la 5. Da, foarte corect. Bravo, Neruna. Nu, n-ai mai scos încă de sub radical. Deci în clipa asta urmează să scoți de la loc și te întorci înapoi și te duci la... Mai micești alea. Da. Dar... Clar că ideea a fost corectă, numai că ai închis egheșițul, da? Ai întors la început. Așadar, vreau să mai vedem încă ceva. Cât face minus radical din 32 ori 32 ori 27. Totul la puterea a treia. A, totul? Da, totul la a treia. Lucrează. Mirea, lucrează niște acolo. Să facem înmulțirea mai întâi? Da. Deci să facă mulțele, ca ceva nu vine prin care. 32, 27, da? Da. E un număr mare. Da, pentru ce? E un număr mare. Da. Și te-am pus și așa, exact, mai greșit noi odată. Da. Știi bine, când ne-am apucat acolo la teză și am făcut chestiile aceea și ai intrat în panică și... Eu a zice așa. A ridica un radical la o putere înseamnă a ridica pe fiecare. Minusul la a treia. Deci aș zice așa, egal mai departe. Miruna, te rog pe tine, te rog. Dacă tu ai altă idee. Radical din 2 la 4, 2 la 4 2. 2 la 4 ori 2? Adică pe 32 este 2 ori 16. 2 la 5. Adică 2 la 5. Da. Deci ea fuge, fuge de înmulțire. Pe 32, dacă descompunem adică, uite, 32. 32 este egal cu 8 ori 4. Nu e 8 ori 4? Da,
și egal mai departe cu 2 la a 3-a, ori 2 la a 2-a. Face 2 la a 5-a. Sau dacă descompui cum a începutul acolo, e 2 ori 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 5. De 5 ori, da? Deci 2 la a 5. Bun. 2 la 5 totul la 3. Deci vine minus, Adi. Minus radical din 2 la 5-a ori 3 la câta? Ori 3 la 2 ori 3 la 2. Ori 3 la 3-a, să zicem, pentru început. 3 la 3-a, dar fără nicio emoție. 3 la 3-a și totul la puterea a 3-a. Și egal mai departe cu... Minusul la a 3-a face minus. Da. Și radical din. Dar 2 la 5-a nu putem să scriem ca 2 la 4 ori 2? De acord. Dar hai să facem așa. Ca să scoatem... Acum să terminăm în direcția asta. Am înțeles. Dar hai să zicem 2 la 5-a totul la a 3-a. Da. 2 la 15-a. Da. 2 la 15-a. Ori 3 la câta? 3 la... 9-a. Corect. Și egal mai departe cu egal cu minus radical din. Acum o să scriem pe 2 la 5 ca fiind 2 la 4. Deci 2 la 15 asta. Atenție, Adi. 2 la 15 îl scriem ca fiind 2 la 14 ori 2. Asta e. 2 la 14 ori 2. 2 la 14 ori 2 la ori 2 și ori 3 la ori 3 la 8 ori 3. 3 la 8. Ori 3. Și egal mai departe cu minus. Minus. Să scoatem pe 2 și 3. Așa. 2 la câta iese în față? 2 la 7-a. A 7-a. Se jubătățește, da? Minus 2 la 7-a, Anca. Ori 3 la câta, Anca? Ori 3 la 4-a. 3 la 4-a. Și ori radical din? 2 ori 3, 6. Asta este calculul. Da, asta, la asta am ajuns. Tudor, ceva nu ți-e clar, da? Da. Te rog. Da. O luăm la început? Hai să o luăm la început. Da. Deci minus radical din 32 ori 27. Pe 32 îl scrie ca fiind 2 la 5-a. E 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 5 ori. Hai să zicem, 2 la a 2-a e 4. 2 la a 3-a e 8. 2 la 4 e 16. Și 2 la 5 e 32. Când se mulțește cu 2 cu 2, da? Dacă vrei, descompunem. Nu, da, nu, înțeles. Da, nu, nu, am înțeles. 27 este 3 la 3-a. Da, că 3 ori 3 ori 3 e 27. Corect. Totul la 3-a înseamnă și minusul la 3-a. Minus 1, da. Pot să scriu minus 1 și minus 1 la 3-a face minus. Minus. Și a ridica un radical la o putere înseamnă a ridica ce-i subradical la acea putere. Iar ce-i subradical, eu am pășit un pic o etapă aici și m-au puteam zice așa, Tudor, la 5-a, la 3-a, totul la 3-a, da? Că a ridica un radical la o putere înseamnă a ridica ce-i subradical la acea putere. Uh-huh. Adică ridici pe toți, de-aia am pus totul la 3-a. Și acum sunt în etapa. Cum se ridică un produs la o putere? Un produs se ridică la o putere? Fiecare membru al produsului la acea putere. Deci 2 la 5, totul la 3. Adică 2 la 15, ca să șerzi. Adică 2 la 15. Da. Și pe urmă 2 la 3, totul la 3, adică 2 la 3 la 9. Da. 3 la 9, da? Și acum ne-am întors. Fiind subradical, sub umbrela radicalului, de 15, 14 plus 1. Ori 2 la 1, da. Și de 3 la 9, ca 3 la 8, ori 3. Da. Aici, prin ieșițul ăsta care l-am dat acum, am urmărit mai multe lucruri. Știți ce am urmărit? Cine poate să spună? Ce chestiune am urmărit eu prin ieșițul ăsta care am făcut? Ca să nu facem calculul. Odată să nu facem calculul? Și să... Operații cu puteri? Da. Cum se ridică o putere la o altă putere? Cum se ridică un produs la o putere? Deci... Am avut multe lucruri în vedere, nu, în momentul ăsta. Da? Deci, domn profesor, el a uitat să pună totul la a treia și a lucrat așa, doar de aia era zăpăcit, da. Și a lucrat așa fără să pună totul la a treia și acum dacă rezultatul dat, îl pune la a treia aceeași chestie? Sigur că da. De aceeași chestie, Tudor. Deci după ce a obținut rezultatul... El a obținut minus 12 radical din 6. Minus 12 radical din 6 și acum... Trebuie să ducă la a treia.
Dar e greșit, nu ți-a dat 12. Sigur, nu 12. Păi, dar eu dat 2 la 5, ori 3 la 3. 2 la 5, da, ori 3 la 3. Sub radical. Da. E ieșit cu un 4, cu 2 la 2, 4, ori 3, 12. 12. Deci 12. Radical din 6, ca așa. Radical din 6. Da. Totul la cât, da? Totul la 3. Totul la 3, cu minus. Și minusul ăla, da. Și vine egal cu 12 la puterea 3. 12 la putere, minus 12, minus 12 la puterea 3, ori radical din 6, totul la a 3. Ori radical din 6, totul la a 3. Acum trebuie și el radical din 6. Da, trebuie să lucrezi acum în continuare, că nu ai făcut asta. Da? Deci merg pe mâna ta. Da. Varianta pe care o vezi tu este asta. Și face minus 12. Pe 12 trebuie să scrii ca fiind 4 ori 3. 4 ori 3, corect. Da? Adică 2 la a 2 ori 3 și totul la puterea 3. Da? Totul la a 3. Și radical din 6 la a 3. Dar 6 la a 3 pot să zic 6 la a 2. Ori 6. Deci egal mai departe cu minus. Minus. 4 ori 3, 12. Dar nu mai, nu mai toate. 2 la a 2, totul la a 3. Fac 2 la a 6. 2 la a 6. Da. Deci 2 la a 6. Ori 3 la a 3. Da. Ori radical din 6 la 2 ori 6. 6 la a 2 ori 6. 6 la a 2 va ieși liniștit. Da, și este. Și egal mai departe cu minus. 2 la a 6 ori 3 la a 3. Ori 6 la care iese, care e 2 ori 3. Ori 6 la care iese e 2 ori 3, corect. Și ori radical din 6. Ai înțeles? Da. Și exact atât cum le-a dat lui. Și egal cu minus. 2 la 7. 2 la 6 și cum 2 la 1 face 2 la 7. 3 la 3 ori 3 la 1 face 3 la 4. Ori radical din 6. Nu mai pun paranteze, nu are nicio rost. Deci minus 2 la 7, 3 la 4. Deci exercițiul, cum observați, poate fi făcut în mai multe variante, dar important să gândim corect exercițiul. Da? Nu? Avem voie să... Deci multe lucruri am probat aici. Corect. Cum ridicăm un radical la o putere. Ridicăm partea de sub radical la acea putere. Cum, mă rog, pe 32-27, adesea și mă apuc și le mulțesc. Da, nu? Vai, de mine. Șmecheria era că lucrăm cu putere. Nu mai reușeai, ca la exercițiul ăla. Păi da, până la a treia, dădeau numărul la mare, la a treia. Mii. Era de ordinul milioanelor și nu știu ce, și nu știu cum se întoarce înapoi să vezi. Când scriu un pătrat perfect și cu altul mulțit cu 6, se iese în față, se iese în față 2 la 7. Știi cât face 2 la 7? Că 2 la 5 păi am zis noi, 128. 128, da? S-a putea 128 ori 81. 128 ori 81. 10.368. Și ăsta a băgat sub radical. Tu dai seama ce, unde te duceai? Da. Deci, dacă puteai să-l scoți, dar nu-l vedea, domn profesor, trebuia o oră și nu-l făcea. Nu, 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 oh, ia uita și de-aia. Da, da, deci, da. Deci, un număr de ordinul milioanelor. Mersi. Deci, da? În concluzie, nu ne aventuriem așa în calcule, ci pur și simplu trebuie să vedem șmecheria acolo. Corect. De-aia suntem la radical, operații cu radical, toate chestiile așa. G. 43. Oh. G. Da. G, da. Minus 2, da, ia vezi tablul și acolo. Da, da, da. Minus 2, radical din 2, totul la 3. Astea-s nimicuri. Minus 2. Radical din 2, totul la Miruna. Miruna. Da. Minus 2 la 3 ori radical din 2 la puterea 2 ori radical din 2. Okay. Radical din 2 la 3 a să înțeleagă toată lumea. Adică la 3 e ridicat pe fiecare. Egal mai departe cu? Egal cu minus 8. Minus 8. Ori radical din 2 la 2 ori radical din 2. Da. Și egal cu minus 8 ori 2. Ori radical din 2 și egal cu minus 16 ori radical din 2 și așa îngheață. Așa îngheață, sigur că da, nu mai avem ce faci. Următorul. 3 radical din 2, totul la a 3. Asta e din temă? Da, măi. Da, hai Adi acum. Adi, 3 radical din 2, totul la a 3. Păi 3 la a 3, radical din 2 la a 3, care e egal cu 27, radical din 2 la a 2, ori 3,
Ori 2. Ori 2. Ori 2. Și egal cu 27 ori 2. Da. Radical din 2. Da. Și egal cu... 54. 54 radical din 2. Și atâta. Da. Care este? 17. Următorul exercițiu. 17. Minus 3. Minus radical din 3. Radical din 3. Totul la puterea a doua. Ori 2. Tot la puterea a doua, ori 2. Da? Așa, da. Da. Exercițiu 17 este. Da. Copii. Este, îi urmez. Da, tot este doi, egal cu minus la a doua. Minus la a doua de 2 plus de plus. Minus la a doua, minus la putere pară de plus și este egal cu radical din 3 la puterea a doua. Ori 2. Ori 2. Și egal cu? Și este egal cu 3 radical din 2. Nu mai este. Că asta nu e sub radical. M-am oprit aici. 3 ori 2? 6. 6, da. Șmecherea a fost propus după. Dar de regulă, bunul simț, pune-l în față, măi fratele. Eu am pus 2 ori sub radical. Da? Deci autorul, ca să vă prindă, face tot felul de șmecherei. 2 ăsta poate să fie de voi repede prins așa și o greșeală. Da? Sau cel mai bine, ca să nu apară greșeala și când scrieți. Puneți-l în față, nu? Puneți-l în față, voi. O faceți voi. Exact. Ca să nu picați în capcana asta din fugă, l-ați băgat sub radical. Da? Încuța. Radical din 2 la... Deci face 3 ori 2, 6 aici. Da. Radical din 2 la a doua. 2. La a doua. La a doua. Așa. Ori 3. Ori 3, aceeași poantă. Da. Egal cu radical din 2 la... 6. Radical din 2 ori, o paranteză rotundă, radical din 2 la a treia. La a treia. Totul la a treia. Așa. Așa, domnul profesor. Da. Miruna, tu ești. Egal cu radical din 2 la a patra. Așa. Deci radical din 2 și încă o dată radical din 2 la a treia, faci radical din 2 totul la a patra, nu? 2 la a doua și egal cu 4. Și radical din 2 la 4, foarte bine, adică sub radical, și acum e egal cu radical din... 2 la 2, egal cu 4. Egal cu 2 la 2, egal cu 4. Și egal cu 4. Știți de ce? Că 4 da. Se înjumătățește datorită radicalului. Atât. Minus radical din 3, ori, deschideți o paranteză, radical din 3 la 2. Tot radical din 3, normal dacă am zis deschideți paranteză. Da. Nu e clar? Eu... Minus 3 la a doua, minus radical din, minus radical din 3 la a doua, totul la a doua. A treia, puterea a treia. Radical din 3. Minus, că avem minus radical din 3 și radical din 3. Minus rămânești, nu? N-ai da, minus, da. Și minus, minus radical din 3 la puterea a treia. Așa, radical din 3, totul la a treia. Egal cu... Pentru că e o dată și încă de două ori, 1 și 2 fac 3. Așa. Am uitat să mai pun acolo. Și minus radical din? 27 e 3 la 2. 27 e 3 la 3. Da. Da? Și scoate-l, mă. Scoate-l sub radical. Egal cu 2, 3 la... Nu lăsați-l pe el acum, că el este. E 3 la 3, îl scrim cum ate. 3 la 2, 2 ori 3. 3. Da, deci egal cu minus radical din 3 la 2 ori 3. Și egal cu... Așez 3 la a doua scapă da, liber de... Da, adică 3 ori 9. Dar de ce să zici, mă? Păi 3 ori 3. Păi da, mă. Dar de ce să zici la pătrași când nu se face radical? 3 la a doua scapă de radical. Deci ies 3. Deci vine 3. Deci vine minus 3 radical din 3. Ce-a rămas? Minus 3 radical din 3. Altfel. Cum ai spus tu? Mai era încă o dată, Adi. Unde ți s-a părut aici greu? Hai să vedem. Deci, unde... Acolo am uitat la primul. Bun. Hai să ne întoarcem. Deci,
ai un radical din 3, mulțit cu alt radical din 3 la a doua. Faci al radical din 3 la câta? 1 și cu 2 fac 3. 3 așa. Da? Ca așa se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Copiem bază și adunăm exponenții. Și acum, cum se ridică la a treia? Se ridică partea de sub radical la a treia. Da? Și face 3 la 3 la a treia. Și pe 3 la a treia asta l-am scris ca 3 la 2 ori 3. Scapă de sub radicală acest prim 3 de aici. Da, și minus 3. Minus 3 radical în 3. Întrebare. Fiindcă am acum o chestie. Cât este 3 la a doua minus 3? 9 minus 3? 3, 9. Asta-i. Nu mai spune că scapă radicalul. 6. Nu scapă, deci faci un calcul aici. Obligatoriu faci calcul aici. Că nu-i produs. Deci atenție. Deci radical din cât vine? Din 9 minus 3. Radical din 6. Pe când radical din 3 la 2 ori 3. Când e înmulțire. Da, atunci e 3. Radical din 3. 3 radical din 3. Așadar, dragilor, multă grijă. Această chestie trebuie să o aveți bine pus la punct. Radicalul știe să se descurce dacă e dintr-o mulțire din fiecare. Deci radical din A ori B egal cu radical din A ori radical din B. Atenție multă, subliniați-o pe asta, scris-o cu roșu. Foarte important, da? Pe când radical din A plus minus B dintr-o adunare sau o scădere este egal cu denota 2 dacă scrieți radical din A plus minus radical din B. Scris de dedesubt, ți-a nota 2. Chiar așa scrie? Da, măi, aici, normal. Nu, nici știm deși, nici știm deși. Niciodată? Da, asta este. Nota 2. Dar profesor, spune și noastră niciodată că poate sunte deci, cineva și nu înțelege. Așa ceva. Niciodată. Nota 2. Da? 50. Nota 2. 250. Și 20. Nota? Nota 2. 1 2. Eu le-aș pune 0, adică le-aș pune 0. Da, atenție, se ia nota 2 fără comentarii. Că profesorul nu descoperit asta. Deci eu am făcut-o desigur la teză. Când am găsit o greșeală de asta, n-am mai stat pe gânduri, nu-i corectez, abia am așteptat să găsesc o greșeală de asta. Îmi scăpat de corectare. Păi am scăpat de corectare. În afară de faptul că nu corectam tezele, am povestit, nu? Lăsam pe ei. Dar aici aveau o șansă, că dacă vedeau o greșeală de asta, nu mai comunicau. Ba dacă făceau imprudența, că se întâmpla asta. Mă întreb dacă erați rău ca profesor. Ca profesor? Din orice. Puneați 2 din orice? Foarte repede. Pentru asta le puneam 2. Deci pentru chestia asta, ca să fie clar, să rămână în minte definitiv. Da, și ai auzit și pentru 1 pe 2 plus 1 pe 2. Dacă ziceai 2 pe 4, gata. Deci la clasă, în când am înțeles? Deci la... Nu. Mirona, deci am terminat clasa 7, 8, 9, 10, 11. Îl găsesc în clasa 12, că faci așa o greșeală, eu nu am ce. Deci din clasa 7, începând de acum, când te-am prins în calcul cu greșeala asta, nu am ce discuta. Ai înțeles? Totul da. Se termină. Dacă la tablă te-am... Lucrez la tablă, da? De. Și mi-ai făcut greșeala asta, mulțumesc, pare că... 2. Păi, dar Mihai, de câte ori l-o... Ei, asta este... Dar asta era stilul meu. Stilul meu era acela. De aceea, la clasă, toată lumea era conectată la maxim. Pentru că aceste lucruri importante le punctam. Le-a atenționam. Și insistam de multe ori pe ele, ca tu să nu mergi pe zrota. Corect, și avea pretenția domnul profesor după aceea să știe elevii, că de-aia le puncta păi, și lucra. Păi, dacă eu am insistat pe chestia asta, nu păi. Se poate. Dar chiar așa zicea... Ăsta era unul din motivii pentru care toată lumea stă conectată, zici, să fim păi, atenți. Dacă nu sunt atenți, nu sunt mâncați. Și am păi, terminat-o toată povestea. Dar chiar așa făceau 1 pe 2 plus 1 pe 2, 2 pe 4. Hai să lucrăm. Oh, gata. Exact. Că în capcana asta poți să prinzi exact, și tu. Exact. Poți să prinzi și tu. Corect. Da. Minus radical din 7. Minus radical din 7. Ori, deschideți o paranteză, minus radical din 7, totul la a treia. Eu sunt. Cu doar lumea. Și este egal cu plus, deoarece radical din 7. Minus radical din 7. Minus radical din 7 la întâia
ori ăsta la 3-a. Este egal cu 7, radical din 7 la puterea 4. Foarte bine, îmi place cum ai gândit. Tu spui așa, 1 și cu 3, 4 minus radical din 7, totul la 4-a. Nu este plus. Da, 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 și minusul la 4 e plus, corect. Este plus radical deci, din bună ideea. 7 deci, la 4 și egal cu 7 la puterea 2. 7 la 4 și face 7 la 2. Eu însă să spun drept. Eu gândeam altfel. Și eu la fel. Da? I-am scris direct. Lăsam și minusul radical din 7. Îl ridicam pe ăsta. Vedeți că era proastă ideea mea. Eu trebuie să spun chestia asta. Abia când ai zis tu la a patra, m-am prins că este mult mai deșteaptă decât a mea. Eu ziceam așa, minus radical din 7, zic că las așa că n-am ce-i face. Minus radical din 7 la a treia, minusul la a treia face minus. Da? Că minusul la a treia. Ori radical din 7 la a treia. Și cam mai departe cu minus radical din 7. Ori minus, ori minusul ăsta face plus. Face radical din 7, ori radical din 7 la a doua, ori 7. 7 la a doua scăpa o dată, da? Și face 7 la a doua, ori... Cum la 7, domnul? 7, sigur, sigur, 7. Și pe un radical din 7, ăsta, da. Ori radical din 7, care face 7, ori radical din 7 la a doua, și face... în final, 7 ori 7, da? Uh-huh. Egal 49. Da. Iată cât timp mi-a consumat mie este pe varianta asta. Uh-huh. Cât timp mi-a consumat pe ideea asta, cei doi care sunt la lucrare, unul ia pe drumul ăsta cu riscul de a greși, cu riscul de a greși. Altul vede că e același lucru o dată și încă o dată la a treia, deci zice minus ăsta la a patra. Exact cum a spune. Cât este minus radical din 7 ori minus radical din 7 la a 3-a, ori minus radical din 7 la a 5-a, ori minus radical din 7 la a 7-a, ori minus radical din 7 la a 9-a, egal cu? Minus radical din 7 la puterea 9 plus... Minus, minus 7 la puterea 23. Minus radical din 7. Minus radical din 7 la puterea 23. A, stați că a spus și 7, domn profesor, și radical din 7 radical și 7. Radical din 7. E radical peste tot. Mulțit peste tot am spus. Radical din 7. La 5. La 5. Radical din 7 acolo. Așa. Și radical din 7, da? Cine e egal cu minus radical din 7? Până 7 la 23. Minus radical din 7 la puterea 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 și egal cu minus radical din 7 totul la puterea 10, 25 23 23 uite, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 uite, 9 plus 1, 10 7 plus 3, 10, 5, 5 sub caos vezi, telefonul te înșală 3 cu 7 îți schimb plus bateria. 10. Ai, eu am pus alte numere, domn profesor. Tot gravitație, plus 7, plus 9, minus radical din 7 la puterea 20. Hai să vedem cât dă, că nu-i gata. Nu s-a terminat, ești, minus 7 radical din 27 la puterea 24, plus 7. Și... deci, putem spune, egal mai departe, atenție. Minus 7. Minusul, scăpăm cu minus. Minusul la 25 este... Minus. Din cauza că era puterea 7. Da. Minus radical din 7 la 24, 7. 7 la 24, cum e de dat. Ori 7. Ori 7. Da. Și 7 la 12, minus 7 la 12, radical din 7. Nu, cât? Dar nici nu-l calculăm. 7 la 12. Nici nu-i interesează. Nu mă interesează calculul în sine, ci mă interesează forma asta. Corect. Gând corect găsită, da? Pentru că, nu cred că s-ar putea să mă fi gândit la un alt exercițiu în care să am așa, că nu mai pus nu știu cine cu radical din 7, da. Să apară radical asemenea, minus 7 la 12 radical din 7, și altceva cu să scoate un factor comun, să reduc termenul asemenea. Deci pot să gândesc cum ieșiți. Pot să ajungem, da. Dar acum am, suntem da. În primii pași aici. Haideți. 2 radical din 5, totul la a treia. Încă. E 2 radical 2? Din 5 la a treia, împărțit la 2 radical din 5. Da, 2 radical din 5. La a treia.
La a treia primul. La a totul, treia, totul, totul. Totul la a treia. Cât doar? Avem de împărțit două putere ca aia cine-l bază. Atenție, Anca. Cum gândești? Să văd ce variantă ai ales. Vrei să ridici la puterea a treia pe prima? Da? Deci vine cât 2 la 3, ani ne primă la 4. Deci vine 2 la 3, vorbește. 2 la 3. Bă, radical din 5. La 3, da? Deci la 2 radical din 5. Și egal mai departe. Da, înțeles. Da? Deci vine cât? Acum încă ar fi 2 la 3 împărțit la 2, face 2 la 2. Și radical din 5 la 3 împărțit radical din 5, face radical din 5 la 2. Și-ar face, în final, 2 la 2 ori 5. Adică 4 ori 5, 20. Corect. Dar, Anca, am pierdut ceva timp. Mai rapid ar fi fost dacă tu sesizai că avem A la N împărțit la A la M. Ai înțeles? Care A la N minus M. A la N minus M. Ai înțeles? Copiem baza. Și scădem exponențe. Atunci, hai să ne facem. 2 radical din 5, totul la 3, împărțit la 2 radical din 5, este egal cu... 2 radical din 5... Așa, la 5 la puterea 3 minus 1 egal cu 2 radical din 5 la a doua. Da? 2 radical din 5 la a doua. Și care face 2 la a doua? Ori 5. Ori 5. Face 4, 5, 20. Vezi? Nu mai rest rapid. Cât faci? Cât obțineți? Mai rog. Mai încă. Da, din astea. 3 radical din 7 la a patra. Împărțit la 3 radical din 7, 3 la 2. 3 radical din 7, totul, totul la 4. Împărțit la 3 radical din 7, la 2. Totul la 2. E rândul meu. E rândul... Numirul, hai, da. E egal cu 3 ori radical din 7, totul la 2. 3 ori radical din 7, totul la 2. Și egal cu 9 ori... 9 ori 7, 7 ori 9 și egal cu 63. Corect. Alta? Da. Minus 5 radical din 2, totul la a treia. Împărțit la? Minus 5 radical din 2. Egal cu Adi? Egal cu minus 5 radical din 2, totul la a doua, adică 5 la a doua, adică 25 ori 2. Adică 10. Nu! Nu, de unde s-a schimbat? S-a schimbat. Da. Când nu... e la putere, pare minusul. Dar nu, te, nu fii supărat. Este atent. Miruna a avut un moment de neatenție și noi punctăm acum. Miruna, ne-a ajutat în condițiile astea, da? Fiind la a doua și minusul la a doua, e, la revedere minus, da? Corect. Și ce îmi zice rezultatul? Corect. Da. Nu uitați de like și share. Like și share. Bravo, bravo, Tudor. Asta era important. Bravo. Îi se zice 18? Cât? Îi se zice 18 de la pagina 51? A. 2 radical din 2 plus 1. 2 radical din, din 2, 2 plus 1. Plus 1 afară. Așa, într-o paranteză. Mulții cu 2, da? Radical din 2, 2 plus 1. Plus 1. Aici o să vă încurcați. Gândiți. Pe 2 radical din 2 plus 1 la puterea a doua. Deci 2 radical egal mai departe cu 2 radical din 2 plus 1 la puterea a doua. Totul la a doua. Da. Câte două ori mai da. Eu încă o dată. Da. Și acum hai să muncim altfel.
Cât v-a dat? Hai să vedem. Acum e momentul cel mai tare al lecției. Tudor, atenție! E cel mai frumos moment al lecției de când am început noi. Dar nu e nou, să știi. Domnul profesor l-a lucrat și a zis că e nouă. Nu. Adi. De ce? Nu știu. Acum lucrăm de care l-am făcut. Îl luăm din nou. Pentru că vreau să vă arăt ceva. Vreau să vă arăt. Fiți foarte atenți. Oare cum se mulțește A plus B pe lângă A plus B? Păi A ori A plus B și... Plus B pe lângă A plus B, da. Nu? Adică A o se mulțește cu ăștia toți, că am mai făcut noi chestia. Da. Hai te rog, Adi. Adică egal cu A... A ori A. Da, A la a doua, zi mai. A la a doua plus A ori B. A ori B. Și da. Plus... Vine, ai terminat cu A, da. Vine B-ul acum. Plus A ori B. A ori B. Plus B la a doua. Plus B la a doua. Acum separăm termenii asemenea. Separăm. Nu, îi reducem, da? Da. Deci vine A pătrat, nu mai ai. Plus B pătrat. Plus cât? Plus 2AB. 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 Plus B pătrat. Plus B pătrat. Excelent. Deci fii atent de ce formula am pus noi. A plus B, totul la a doua. Adi, urmărește-mă. A plus B, totul la a doua. Asta înseamnă aici. A plus B pe lângă A plus B înseamnă A plus B, totul la a doua. Că, nu, se repete de două ori asta. A plus B, totul la a doua este egal cu A pătrat. Scrieți mare. Plus 2AB. Plus 2AB. Plus B pătrat de acum o să învățăm. Această formulă o să știm. Nu uitați de la și share. Și A plus B totul la a doua egal cu A pătrat plus 2AB plus B pătrat. Și acum aplic-o acolo. Ce da. Ai zis 9? Ia uite. Tu ai zis 9. Ba nu. 2 radical din 2 plus 1. Atenție. 2 radical din 2 plus 1 totul la a doua. Este egal cu. Adică. Egal cu. 2 la a doua. Îmi închipui că ăsta e A-ul. Și ăsta e B-ul. Ai înțeles? Și începem. Și locul întâi la pătrat. Locul întâi la pătrat. 2 radical din 2 la pătrat. La pătrat. Plus de 2 ori. Dar nu scrie, mă? Scrie, măi. Ce loc cu... E fascinat, domn profesor. Plus. Cât dă tu ce ai? 2 ori A ori B. Adică 2 ori 2 radical de din 2 ori. De 2 ori. Locul întâi, adică de două ori A-ul, care plus e tot ăsta. 2 radical din 2. 2 ori. 2 radical din 2. Hai să pun într-o paranteză ca să fiți convinși că e A-ul. Ori 1. Ori B, ori 1. Și plus B-ul la pătrat. Adică cine e B-ul? 1 la pătrat. La pătrat. Și egal cu? Și acum muncim. Și egal mai departe cu... 2 radical din... Cât e 2 radical din 2 tot la pătrat? 2 la 2 ori 2. E 4 ori 2. 4 ori 2. Păi da. 2 la 2 ori 2, eu zic bine, 4 ori 2 și egal cu 8 plus... L. 8 minus. 2 ori 2 face 4. Hai mai copii, 4 radical din 2. 4 de 2. 4 radical din 2. Bun. 4 radical din 2 și plus 1 la a doua, 1. Care face 8 și cu 1 face 9. 9, cum ai zis tu, Adi. Plus 4 radical din 2, Adi. Păi ăsta nu mai vezi. Deci 9... Dar 9 e...